Am plecat la CFR Cluj, am plecat la CFR Cluj și ne întoarcem la Hermann Stad cu CFR Cluj. Spuneți că greu bat. Cred că are grea CFR-ul. Cum vi s-au părut cu FCSB? Un meci care la 2-0 credeam că se termină, părea să termine 3-0, 4-0, se termina 2-2 de poate și pierdeau dacă mai continuă. Da, un meci care, în care l-am văzut pe Luis Munteanu. Luis Munteanu poate să fie, da, poate să fie atu și mâine. Lor secret. Poate să fie atu și mâine, dar e și poate să fie și Stoica. Atul Hermann Stad. Sau Chițu, cum ai spus. Chițu, da. Sau Balaure, sau cum vedeți Balaure mai cum vedeți comparația aceasta că mâine o să-i vedem Balaure pe amândoi. În fază dublă. Sunt sigur, mâine vedem pe amândoi. E vorba lui Mutu, Balaure cantitate, nu calitate. Dar el zice de boată, nu zice de Balaure, dar da, nu, da, e bună, e bună caracterizare. Bună caracterizare. Mâine o să vedem, o să vedem la decurs de câteva ore, o să vedem comparativul Luis Munteanu versus Bârligea, că o să joace și Luis Munteanu la Sibiu și o luptă între ei doi sau să n-aș genera. Sunt jucători diferiți. Nu, cum îi vedeți dumneavoastră? Unul de luptă, unul... Sincer să fiu, eu prefer stilul lui Luis Munteanu. Asta e mai pe placume, mai combinativ acolo. Aveau loc amândoi dacă rămânea la CFR Bârligea? Da. Eu cred că da. Pentru că sunt complementari oarecum da, din ce... Da, eu cred că da. Să nu vă mirați dacă mâine o să-l vedeți pe Luis Munteanu, cum am gândit și eu cum ar putea să joace, că și la... cu Postolachi, atacant, pivot și cu, un pic mai în spate, un pic, un pic de vârf 2 sau un aripă. Vârf 2, vârf 2. Pentru că de la UTA, s-a dus un an, nu știu cum. A fost în Franța. Grenoble. Grenoble. Mă rog, altă. Da, tu ce crezi că se va întâmpla mâine, Alin, în Hermann Stad cu CFR Cluj? De fapt, în ambele meciuri de mâine. O să vorbim apoi de meciul de mâine seară, pentru că vreau să vă... Nu vreau să vă confirm. De fapt, vreau să vă anunț că este acel prim 11 pe care Gigi Becaie l-a anunțat. Păi stai să ți-l zic da. Eu. Lasă că mi-l zici după ce vorbim de CFR Cluj. Bun, CFR Cluj, bun. CFR-ul e la o distanță măsurabilă de care mai are și un restanța la Galați. Care... Nu-i cel mai ușor meci din lume să te duci la Dorină la casă. Sunt chestiuni mai grele decât asta. Bun. Mai departe, Sibiu a dat acel 6-2 Iașului, a bătut pe FCSB, a făcut a un... bătut FCSB, a bătut Iașul. Cronologic vorbind, da. Aproape că îți pun pe din afară echipa lor de la Sibiu, în momentul ăsta, deci așa au jucat ultimele 4-5 etape, singura modificare s-ar putea să intre, cum îl cheamă, Nana Anfi, să intre fundaș dreapta, a jucat da, câteva minute la Arad, bun, în rest echipa imagine. Lor se știe pe din afară, au mijlocul acolo cu Murgia, care e jucător care a trecut pe la Lazio. Eu zic că în momentul ăsta Hermann Stad este, dacă nu se întâmplă ceva cu penalizări, cum au mai fost pe acolo, e o echipă una dintre cele mai omogene, mai legate cu antrenorul care are 2 ani, poate jumate, 3 ani, poate fi o revelație, poate. Întotdeauna acolo se câștigă Lujul, greu. Sibiu, eu deci nu consider pe FCSB, pe CFR mare favorită la nici nu are cum să fie favorit. La Sibiu este 50-50. 50-50, sunt două echipe mai surprinde CFR-ul prin ceva. Primește multe goluri. E adevărat, și marchează multe. Are cu Dinamo la egalitate 17 cel mai bun atac, dar are 11. A căzut mitul defensiv al lui Petrescu în acest și odată cu mitul defensiv se clatină și ideea, domne, dacă Petrescu are 1-0, nu mai vorbim de 2-0. Nu, 2-0 deja e un scor, nu mai e da, clasica e, vorbă. Da, da, a avut 2-0 pe Giulești. N-au câștigat. A avut 2-0 s-a terminat 2-2, da. Cluj. E aproape de a cădea în extrema cealaltă. Deci CFR-ul are viață grea. Cât despre dincolo, haideți să vedem un lucru. Suntem, bun, FCSB are un joc mai puțin disputat. 9 etape, ia 8. Dom'le, ce campioană din Europa asta, după 8 etape, mai e pe locul 11? Poți să fii după 2, după 3. Dar când tu, înaintea etapei a 10-a, cu toată restanța ta... Restanța ta ești pe locul 6. Ai golaveraj negativ. Nu. Deci, pentru mine, golaverajul este un mod de comportament în campionat. Cum abordezi jocurile, cum...
ești ofensiv, ești defensiv. CSB a fost 10-12 ca și Rapidul. Și Real Madrid pentru ce a fost implicată? Mai vorbim și Bayern München pentru ce a fost de România, că dacă vorbim de Real Madrid. Bun, dar da, mai găsim a fost implicată și bănele, foarte în țările, greu. Foarte greu când tu te bazezi și îți dorești să intri în Champions League, toate Steaua Roșie a intrat în Champions League, da? Uită-te pe ce loc e în campion. Nu cred că e pe 11. Bine, eu spun o eu nu iau apărat celul la FCSB, dar spun că campionatul sârb, este campionatul românesc nu se compară cu acesta. Dar uite, campionatul sârb îți dă o echipă și pentru Partizan și Bașca Topola. Da, mă, îți dă o echipă trei pentru aici vorbim de 7-8 echipe care pentru sunt Champions League și o și dar FCSB-ul n-are două echipe. Deci egal valoric. Nu, e diferență deci mare între și numeric. Deci campionatul sârb ăla pe care noi spunem că e mașca tot ăla la Gimeneu, nu poate să locuiesc nimeni pe lor. Bine dacă nu vorbim toți odată, ar fi cel mai bine, ar fi cel mai ok. Apropo de meciul de mâine, haideți să discutăm la concret, că Alin știa, să vă spun că ce anunțase Gigi Becali marți aici, schimbarea de sistem 4-1-4-1, aia e pentru meciul de mâine cu Petrolul. Asta s-a antrenat cuplul Elias Haralambos, Mihai Pintilie, asta au antrenat, cu Târnovanu în poartă, apoi Crețu, Nghezana, Daua sau Popescu. Este singura diferență, că există discuția, vreau să-l văd și pe Popescu cum joacă cu Nghezana, că l-am văzut cu Daua. E cup de fudră acum. Deci Daua sau Popescu, Radunovic la stânga, în fața lor șut, apoi e o linie de patru cu Băluță, Tănase, Olaru și Tavi Popescu, iar în față Daniel Bârligea la debutul oficial la FCSB este primul 11 pe care FCSB îl va alinea mâine seară. V-am spus un singur semn de întrebare, există Daua sau Mihai Popescu acolo în apărare. Apropo de FCSB, să vă mai spun că accidentații din etapa anterioară și Alexandru și Edjuma au intrat să joace cu echipa. Abia din seară se va decide dacă vor prinde sau nu lotul pentru meciul de mâine cu Petrolul. Ce înseamnă, domnul Pușcaș, și o schimbare bruscă de sistem la o echipă? Asta vreau, dacă nu mă întrebai, interveneam peste oricine. Deci această prosteală pe care o tot discutăm de vreo 20 de ani, a început-o Cornel Dinu. De fapt, n-a fost prosteală la un meci cu Benfica, Dinamo Benfica, prin 2000, când a ieșit la un post de televiziune la tablă și a explicat cum a bătut el Benfica la Lisabona. Și meciul retur s-a calificat Benfica la București. Bun. După aia au preluat toți chestia asta cu sistemele. Aud, de cum mă deschid televizorul pe orice emisiune de sport, sistemul. Sistemul, fraților, este o așezare inițială, niște recomandări ale unui antrenor sau unui grup sau a noastră de aici de la masă pentru jucătorii care intră în teren. Dinamica jocului este cu totul și cu totul alta. Adversarul, depins de adversar, tu degeaba pui 4-1-4-1 sau 4-3-3 acolo. Că-ți vine adversarul și îți demolează tot sistemul tău de la tablă, din vestiarea oricât de antrenor. Că fotbal e ușor până când nu intervine adversarul. Că dacă joci simplu... Că asta a spus-o unul mai deștept, îl cheamă Sartre. Parafrazăm. La Rennes, la Brest. Deci jocul de fotbal este simplu. El se complică când apare adversarul. Tu fă-ți ce sisteme vrei, 4-1-4-1, îți vine adversarul cu 4-7-1, sau indiferent de ce sistem, și te pune în imposibilitate. Ce faci cu șut acolo? Nu trebuie să vină Olaru înapoi? Că dintre ei singurul mai defensiv e Olaru, din tot să ia patru în fața lui șut. Și atunci nu tot cu doi joci în fața fundașilor. Nu poți să joci în trei cu Ari. Deci sistemul ăsta de joc e din 30 inventat. De unul Chapman, Ari Chapman. Alin știe foarte bine. Ale la Arsenal. Și ăsta tot evoluat în timp. Toate echipele mari ale Europei, ca principiu, Barcelona, ăsta, Barça, Realul, PSG-ul, City, joacă 4-3-3. Se pare că e cel mai acceptat sistem. Dar îi vezi pe aia jucând, dacă oprești imaginea pe televizor, o să vezi de foarte multe ori 5-2-1-2. Uitați-vă la dinamica jocului și faceți cât de multe zoom-uri pe televizor și să vezi că niciodată nu se respectă 4-1-4-1 în joc, decât ca principiu la intrarea jucătorilor în teren. Tu cam asta trebuie să faci meciul ăsta. Bun. Și dacă vezi că adversarul face ceva împotriva ta sau împotriva ceea ce spune antrenorul, tu trebuie să fii adaptat jocului în sine. Tu trebuie să ai capacitatea de adaptare la joc. Ăla e jucător de valoare și echipă de valoare, care se adaptează imediat la replica adversarului. Corect.
Că așa un regizor, e ca regizor la teatru. Cine bagă antrenorul de pe margine în seama? Dacă e un bacar de 80.000 de spectatori. Dar l-am auzit chiar că cine vorbeam... Cine aude fundașul stânga ce spune Guardiola după la 100 de metri? Exact de Guardiola. Chiar vorbeam noi puțin de meciurile de Champions League care au fost prima etapă, marți, miercuri și joi. Și am zis și un material cu Guardiola care spune... Degeaba țip și vorbesc în timpul meciului, dă-o încolo, du-te acolo la jucătorul pe partea opusă, nu mă aude nimeni ce fac. Plus că în ziua meciului Guardiola spune că când a fost cu pandemia, nici măcar nu mai au contact cu jucătorii. Kovács spune așa, merg Ștefan în autocarul. Rolul antrenorului se termină când începe, când fluieră arbitru începutul meciului. Gata. Ești ca regizorul la teatru, stai frumos în lojă, te uiți la ce ai pregătit o lună, două, trei spectacole, indiferent de spectacol. Nu poți să-i sufli tu, replica actorului. Nu poți să-i grimasa, să-l sfătuiești în timpul spectacolului. Nu poți să improvizezi în locul lui. Deci sunt lucruri care sunt bătute în cuie, atâta filozofie, eu n-am văzut. Sistemele de joc, aud pe toate posturile. Cum deschid televizorul? Sisteme de joc. Joacă 4, 2, 3, 7, da? Bara. Lăsați-ne naibii de sisteme de joc, dinamica jocului e importantă. Și valoarea unui jucător este cu atât mai mare cu cât se adaptează la orice situație îi pune adversarul. Imediat schimbă registrul. De-aia sunt mari Barcelona și Realul și Bayern München și așa mai departe. Nu? Că îi așează Guardiola 4-2-3-1. Și că există jucători de anumită calitate. Una, două, se adaptă. Și de un anumit profil. Dacă îl vede că vine Bănel pe dreapta cu viteză, cu capacitate de efort, odată îl tamponează acolo, s-a terminat cu Bănel. Și ți-l pune în încărcătură, trebuie să stea fundaș dreapta, Bănel. Păi de aia, că dacă nu îl ajută pe fundașul dreapta, iese. Îi spune lui Bănel, tu... să participi la acțiune de atac. De unde? Că nu trece și adru terenul. Da. La meciul atunci, de mâine cu Petrolul, Băluță va fi Bănel Nicoliță. Băluță, da. Are două meciuri la rând cu gol marcat. Da, bun. Băluță, Tavi în stânga? Da. Băluță, Tavi, un fel de aripi, adică jucă... Bine, vrei spun ceva. Genul ăsta, sau componența asta, nu așezarea, că Marcel ce bine ce zice, componența asta... cu un singur mijlocaș de profil defensiv la unele meciuri. Merge cu Petrolul, merge cu Royal Air Force Riga sau cum Riga, se numesc F-a. Riga FS. Mai da, vine de la Royal Air Force, pa așa. Bun, merge cu letonii. Și cum e tu Monaco nu mai merge. Da, după aia când te duci la PAOK săptămâna viitoare nu mai merge. Nu mai merge. Nici nu, la Sepsic. Acolo ești cu doi închizători, clar. Cu doi închizători, cu... Nu știu dacă mai ești cu Băluț, acolo ești cu unul care să-l ajute pe Crețu. Vedem ce va fi fiecare meci. Mă rog. Haideți că l-avem în direct cu noi și pe liderul Peluzei Nord al FCSB-ului, Gigi Mustață. Te salut, Gigi. Bună dimineața dumneavoastră și invitaților. Da, Marcel Pușcaș, Alin Buzărin și Bănel Nicoliță sunt împreună cu mine aici în studio. Salut, la Fanatic Superliga. Bună, Mustață. Bună. Și succes, baftă îți doresc. Și mulțumesc, felicitări pentru cum îi organizezi acolo și colaborezi mai ales și cu Meme și cu Gigi și te faci din ce în parcă avea un mesaj, parcă avea un mesaj mai lung, așa aveam senzația pentru domnul Pușcaș. Este un mesaj plăcut pentru că domnul Pușcaș este stelist, este fostă gloria noastră. Acum respectul meu față de Marcel Pușcaș este unul separat față de alte persoane și față, nu spun, Doamne ferește, să nu se înțeleagă domnul Zemi sau Bănel să nu înțeleagă, dar domnul Marcel Pușcaș este altceva față de alții. Mulțumesc! Gigi, mâine meci cu Petrolul, foarte important pentru voi. Ai mai fost bănești pe la bază, pe la Berceni. Cum ai simțit atmosfera după acest 1-1 la 2-2 la Cluj cu CFR? Eu spun din punctul meu de vedere că acel rezultat de 2-2, revenirea de fapt la 2-2, ar fi de fapt un impuls pentru ei și o ambiție că se poate. Și sperăm ca la meciul cu Petrolul să fie cele 3 puncte, după care să mergem cu altă mentalitate în Europa League, joi cu mult, foarte mult. Cu Letonii, cu Riga. Cu Letonii, cu Riga, așa. Și sper că băieții să-și reia, de fapt, că sunt aceiași jucători ca în trecut, cu excepția celor 3 jucători veniți acum, dar s-au conformat echipei. Mă bucur că au mentalitatea de învingător și Pirlizea și Popescu. Sunt jucători care avem nevoie de fapt de ei
și sperăm să luăm cele 3 puncte și să mergem în continuare pe drumul cel bun. Bârligea, mâine la debut. Sperăm să debuteze cu gol și să luăm cele 3 puncte și să ne revenim acolo, să revenim în fruntea clasamentului, că tot timpul ne-a pus locul acolo. Da, dacă vorba lui Gigi Becai, dacă câștigați restanța cu Botoșan. Cu Botoșan și bate și Petrolul, Petrolul fiind o echipă care e pe loc de play-off acum. Da, noiembrie pare mi se că avem restanța cu Botoșan, dar până atunci mai sunt și meciuri în campionat, meci la Sepsi și trebuie să câștigi puncte. Mm-hmm. Știi cum e? Întotdeauna te mai bazezi pe alea 3 puncte. Zici, dom'le, dacă ieși restanța cu Botoșaniu, atunci o să vin și mai sus. Tot timpul calculez cu cele 3 puncte. Da, 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 tu deja pui 3 puncte acolo. E greu. Nu punem 3 puncte, nu punem 3 puncte. Am spus dacă câștigi și acea restanță, câștigi în față acolo și te poți regla pentru retur. Deci mâine nu vă va fi ușor cu Petrolul. Deci uite puțin aici. Petrolul a primit 6 goluri până acum. 6 goluri, 9 meciuri. Bă, 4 le-a primit are portarul cu cele mai multe intervenții. 4 le-a primit cu Dinamo. Când toată lumea în etapa a doua a zis Petrolul e prima picată când a văzut meciul ăla. Bun. În restul de 8 meciuri, Petrolul primește 2 goluri. Ceea ce este o cifră extraordinară. Nemaipomenită, să iei 2 goluri în 8 meciuri, nici dacă pui autocarul în poartă nu reușești. Și mai e o chestie, terenul foarte prost de acolo, pentru că dincolo se vând pachetele de primăvară pe aleile alea, sau pui acru dulce, sau ce se vinde pe acolo, niște haleală chinezească, pe lângă Arena Națională, păi de-aia nu se poate mai juca. Pentru că pe aleea din spate, care duce la turnul de parașutism, se vinde pui acru dulce. Sau nu știu ce Dumnezeu. Da. Este un festival de artă culinară asiatică. Pe aleile adiacente. Și de aia nu putem să nu poate FCSB să joace seara de la 9:30, păi mai vine cineva să mai mănânce la 11, că alea sunt iuți chinezești dacă le mănânci la 11 seara. Am înțeles că firma respectivă ar fi spus că este de acord să... Da, jandarmii nu sunt. Și am înțeles că jandarmeria nu da, poate da, face da, 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 da. Unde se joacă, mă? Pe Ghencea. Pe Ghencea și... Pe trenul ăla? Da, pe trenul acela. Da, și că nu poate face față deoarece să mănâncă prea mult și nu mai pot aduce echipajii de jandarmerie. Așa, se mănâncă prea mult acolo, da. Da, se mănâncă mult. Nu am înțeles nici noi pentru ce au făcut chestia asta. Nu e un meci cu grad de risc. Păi da, mâncați mă până la 8 seara, că meciul e la 9:30. Oricum se întunecă la 7 și se face frig. Da, acum. Nu știu ce s-a întâmplat. Asta este. Mergem alături de echipă, suntem lângă băieți și important este să luăm cele 3 puncte, să facem un joc bun și să mergem în Europa cu altă mentalitate. Da, uite, îmi trimit colegii apropo de cifre. Rapid, Craiova și Farul, toate la un loc, Gigi au marcat un singur gol cu Petrolul. Farul a dat. Deci Rapid, Craiova și Farul, niciun singur gol. Niciun meci nu seamănă cu celălalt. Știți cum sunt portarii. Nu ia un tur 10 goluri, dar la un meci poate să ia 4. Da, da. Va conta mult și terenul. Va conta mult și terenul pentru că am văzut și Național acolo, nu... Ia-i Bumbărligea, ia la trântă, vezi de treabă, un vârf ca Bârligea pe terenul ăsta se... Știi ce se întâmplă? Ia mai și Crețu a rotenit, că nu are nevoie de teren bun, Crețu. Crețu, da, de masă de biliard. De masă de biliard. Da. Toate terenurile din țară sunt în situația asta la momentul ăsta. Și vor fi mai rău. Discutăm peste o lună cum o să arate. Da, mai ales când vin ploile sau... Păi da. Da, până atunci se schimbă sistemul la FCSB, Gigi. Lăsați să schimbe ce vrea. Sistemul de plată, de premiere. Eu n-am zis ce sistem, l-am lăsat pe Gigi să continue. Nu mi-am dat seama unde vreți să ajungeți. Cu sistemul de trei fundași. Momentan mai durează până se implementează la cu 3 cu Dawac, Ghezana și Popescu. Ceva. Mie mi-a plăcut foarte mult Popescu.
foarte mult mi-a plăcut Popescu, cu mingea la picior, a ieșit din propriul teren și a jucat acolo. Acum știți ce se întâmplă? Și mie mi-a plăcut Popescu, dar mai mult în atac decât în apărare, el fiind fundaș. Cine știe? Vedem acum, vedem cum se încadrează fiecare în postul pe care joacă. Am înțeles. Dar important este că cine intră în teren, indiferent de nume, să joace fotbal. Mai departe, nu mai contează cine, cum și ce jucător ești, eu așa știu. Așa am învățat și eu de mic, când mai mă duceam și eu la meciuri, când eram mai mic, așa, și vedeam și eu fotbaliști adevărați. Da, și când eram copil, făcea parte din acești fotbaliști, făcea parte și domnul Marcel Pușcaș. Și când intra în teren... Înseamnă că ai și tu o vârstă. Aveam și o vârstă, câte cât... Nu, o ai acum, dacă ai prins perioada când jucai. Păi am prins. Am prins și perioada lui Marcel Pușcaș, am prins. Stai liniștit. Lui Marcel Ducanu, le-am prins. Nu e o problemă. Și mă uitam la fotbaliști. Atunci când timpurile alea se trăgea cine intră în teren să poată ia locul lui ăla la altul. Adică era bătaie pe posturi. Demonstrezi, joci fotbal, joci titular. Nu demonstrezi, nu joci fotbal, stai pe bancă. Da, erau și două schimbări, nu ca azi, cinci. Două sau trei erau unea? Două atunci. Trei de prin 90 și ceva mai încoace. După 93. Da. Atunci erau două. Da. Două. Și atunci te uiți la fotbal la momentul ăsta, că te bagă în teren, sumele de bani, salariile sunt foarte mari și acum chiar dacă nu mă bagă, nu mai țin cont că eu trebuie să joc fotbal. Asta e, intră bugetul acolo, salariul știu sigur că l-am asigurat și dacă o trece peste fotbal, bine, dacă nu, aia e. Că auzi, dar sunt curios. Ce ar fi făcut Gigi Becali cu doar două schimbări? Nu știu. Serios acum. Oricum le-a epuizat din pauză, clar. Deci s-a afirmat, tocmai de-aia s-a afirmat nea Gigi, pentru că la 5 are mai multă... Vrei spun ceva? Toată lumea zice acum, dom'le, dacă faci 4 schimbări la pauză, e semn de nervozitate, de... iritare, de te-ai supărat pe ăla, pe ăla. Deci ăsta e semnul. Și că de regulă nu-ți iese. Uite că le-a făcut la Cluj și că i-a ieșit. La Cluj i-a ieșit. Și s-a luat după el și Șumudic. Cine? Șumudic a mai făcut multe la pauză. A trei după trei. Trei. Dar nu i-a ieșit. Șumudic a zis, bă, nu știu care a Gigi, fac 4, fac 3. Dar nu mai contează. Important e ca cine intră în teren să joace fotbal. Bine, dar știi care e primul semnal în momentul în care faci 4 schimbări la pauză? Că n-ai făcut echipa bine. Păi da, a recunoscut. Că n-ai făcut echipa bine, că ai greșit-o. Că a greșit-o cu Panțărul în loc de Radunovici, că în fine. Ție cine ți-a plăcut după pauză la FCSB meciul de la Cluj? Repet, mie mi-a plăcut foarte mult Popescu, a avut atitudine în teren. Eu am vorbit cu el și băiatul era puțin, poate... Nu să zic așa supărat sau trist din faptul că presa tuit de el, că el e Dinamo sau ceva de genul. Știți că a fost chiar în momentul în care a venit la noi, imediat o parte, să spun, sau un trus de presă, mai bine spus. A început să dea în el cum ar veni, că vine de la Dinamo, că e dinamovist, că e, adică o chestie de genul, poate un conflict între noi și fotbalist. Am discutat cu ele. Știi ce se întâmplă, Gigi? Apropo, eu nu iau partea nimănui, dar în momentul când vine un jucător nou la o echipă, se face un CV. Poate unii suportă echipei respective, noi cu noi. Probabil că cei care... Nu poți acum să vii să arunci și vezi, Doamne, piatra în baltă. Dar nu a fost, nu a fost niciun adevăr, a fost o realitate. Că a jucat omul la Dinamo. Nu cred că era moment. Explică-le celor care te iau așa la mai abordează încă în 2024 subiectul ăsta, a jucat la Dinamo sau la Rapid sau Steaua, că Steaua, FCSB-ul mai de mult a avut în componență vreo 5 fotbaliști trecuți, veniți de la Dinamo și s-au câștigat 6 campionate la rând. Mă refer, Militaru, Doboș, Prodan, Stelea, Stelea, Dănciulescu. Deci, despre ce vorbim?
Dar probabil că băieții ăștia care se reproșează acum sau eu reproșează de ceva lui Popescu sunt mult prea tineri și nu știu istoria clubului. Auzi, da, dar Gigi, dacă... Explicat, bă, pune, uite aici, afișul. 6 campionate la rând cu jucători promiți de la Dinamo. Gigi, dacă ar fi scris presa că Mihai Popescu a jucat la San Mirren sau la Hertz sau la Dunărea Călăraș, pe unde a mai fost prin Scoția, la Dunărea Călăraș, nu se supărau și fanii de acolo? Nu, dar m-am crezut așa că nu trebuia, era punctul meu de vedere, nu cred că era momentul să vii să arunci cu piatra în baltă, domne, trecutul lui Popescu, dinamovist, ceva de genul. Eu sunt de părere că la un jucător trebuie judecat doar pentru ce face pe teren. Eu, corect, referitor la Popescu, acum vreo 3 ani, am vrut să îl propun la Craiova. Până să-l propun, am sunat 4 dintre foștii lui antrenori de la Dinamo. 3 mi-au spus, dintre ei nu dau nume, 3 dintre ei mi-au spus, nu te complica. Părerea 3 din 4. Nici ei nu știu care sunt cei 4, nici care sunt cei 3, doar eu știu. Și nici nu o să-i spun. Mă miră că a venit în România, a avut un sezon bun. A luat titlul cu Faro. Era chiar în gips la ultimul meci cu PSB. Și a revenit băiatul. Mă bucur pentru el, mă bucur, dar la vremea respectivă nu era un fotbalist pe care să mi-l recomande chiar foștii lui antrenori. Corect. Dar, Gigi, apropo, că spui de presă că a preluat declarații pe care Popescu le-a dat de-a lungul timpului. Iar Popescu a spus, și sunt vorbele lui, că visează să dea gol Stelei, că se bucura la gole date de Dăncescu și Claudiu Niculescu. Nu se schimbă nimic. Asta face parte din... Mai aruncați și dumneavoastră o piatră în baltă, că nu e problemă. Păi nu, dar balta e mare, oricum, dar sunt... Bună să pupe Steagul și gata. Îl pupă și s-a făcut pace. Ai altă greșeală cu pupatul Steagul. Aia au mai pupat și alții Steagul. Vezi, de treabă. Auzi, și mai e vorba aceea când scrie cineva. Când să scriem aceste lucruri de Popescu decât atunci când vine la FCSB, nu? Că totul se leagă de FCSB. Da, dacă se ducea la San Mirren înapoi, nu le scrie. E cel mai vândut club la momentul ăsta. Exact, asta îți spun și eu, printre rânduri. Da, dar ca să revin la discuțiile mele cu el, i-am explicat situația noastră a suporților, situația cu el și am spus, pentru noi important este să joci fotbal și să te dăruiești echipei, restul nu te interesează pe noi, trecutul tău. În primul și în primul rând, n-ai înjurat niciodată suporterii, n-ai făcut anumite gesturi asupra suporterilor și nu mai ce are rost. Câți spectatori crezi că vor fi mâine pe Ghencea? Iar 4-5 mii, Gigi, de o să vă ironizeze alții? Nu ne interesează pe noi de ironiile la alții. Să se uite în ograda lor alții. Eu așa am învățat. Întâi să mă uit în ograda mea și după aia să mă uit la alții. Important este ca să vină suporterii. Nu vreau să vină momentul și să spun o dată și o dată pentru totdeauna ca să înțeleagă toată lumea. Entuziasmul care a fost înainte să jucăm pe Ghencea, cum se spune, poftele mi le-am făcut. Am jucat acolo să le demonstrăm că poate juca oricine acolo, că nu este stadionul lor. Faptul că o parte din suporteri, și poate asta o știți și dumneavoastră, nu-și mai doresc să jucăm acolo. Noi, am spus, suntem lângă echipă, indiferent de situație unde vom juca. Important e ca mâine să fim, indiferent cât vom fi și nu ne interesează de ironiile altora, să fim lângă echipă și o să vedeți că o să fie tot la locul lui și foarte bine pentru echipă. Doar victorie, bănuiesc mâine, că altfel este deranj. Pentru asta ne interesează pe noi. Va fi deranj dacă nu bateți nici mâine. Cu siguranță va fi deranj, dar, repet, am văzut băieții foarte bine mobilizați. Primul 11 știi sau nu? Pe ce fac eu echipa? Nu, dar nici eu nu o fac, dar îl știu. Dar la ei joacă, la Riga va juca Enigel. Cine? Angel. La Riga Crypto, mă. Riga Crypto. Nu extrem. Da. S-a băgat Nea Marcel cu... S-a băgat cu Ion. Uite cine aruncă piatra în baltă. Vezi? Cu... Are băgă, da. Da.
Am înțeles. Vedem mâine primul 11, dar se știe de marți. Vedem dacă se va respecta sau se întâmplă ceva de ultimă oră. Popescu, despre care vorbeam noi, sau Daua până la urmă. Important este ca cine intră în teren să-și dea viața pe teren și să arate că e fotbalist. Asta e important. Mai departe, cine intră și cum intră, asta este cel mai important lucru. Gigi, mulțumim mult de tot pentru dialog. Și eu vă mulțumesc și o emisiune plăcută în mulțumim continuare. Mulțumim frumos, weekend plăcut. Toate bune. Sănătate. Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, al celor la FCSB, direct cu noi și la Fanatic.